de siguranță în momentul acesta pe locul de autostradă? Odată cu deschiderea traficului, sigur că da, pentru traficul permis pe acest sector de drum național cu 4 benzi de circulație. Pentru că astăzi deschidem la regim de drum național cu 4 benzi de circulație, cu restricție de viteză de 80 de km pe oră, mai puțin 3 lucrări de artă care urmează să fie supravegheate în continuare, unde viteza de circulație va fi de 60 de km pe oră și doar pentru vehiculele a căror masă totală este până la 7,5 tone. Despre ce tipuri de lucrări vorbim? Vă rog să repetați. Despre ce tipuri de lucrări vorbim? Ați spus că mai trebuie, sunt 3 lucrări în derulare. Nu, sunt 3 lucrări de artă. Așa. Care sunt în supraveghere. Lucrările de artă sunt conform expertizei tehnice în supraveghere privind comportarea în exploatare și atunci pentru a putea vedea acest lucru, viteza este redusă conform expertizei și a expertului la 60 de km pe oră. Se vor face și lucrări în paralel? Categoric de nu se vor face lucrări de reabilitare, se vor face lucrări de reparații menționate în expertiză, de îndată ce condițiile meteo vor fi propice pentru astfel de lucrări. De ce timp vor dura? Cât vor dura reparații? Când vom circula normal pe bucățile? Este greu de spus, având în vedere că tot sectorul de autostradă, despre care vorbim astăzi și ne bucurăm că se dă în circulație, este într-o monitorizare. Depinde de comportarea în exploatare. Mai avem vreo autostradă în Europa pe care se circule cu 80 de km la oră pe tot tronsonul? Repet, discutăm de un drum național cu 4 benzi de circulație deschis astăzi. Dacă mai sunt sau nu în Europa, mi este greu să spun, pentru că nu pot să vă spun decât pe raza de activitate a unității pe care o reprezint, nu mai am. Când estimați că se vor finaliza aceste lucrări și se va putea circula la regim de autostradă? Repet, încă o dată, depinde de comportarea în exploatare a întregului sector supus astăzi deschiderii. Veți face selecția autovehiculelor care vor intra? Spuneați că sunt unele cu restricție la 7,5 tone. Noi punem table. Asupra respectării este o altă autoritate care se numește Poliția Rutieră, Poliția Autostrăzii. Despre lotul 2 ce știm? În ce stadiu se află în acest moment? Lotul 2 urmează la ora actuală procedura de licitație. La ora aceasta se cer clarificări din partea celor care doresc să depună. Avem o estimare când ar putea începe lucrările? Da, să știți că după aceste clarificări urmează procedura de achiziție publică efectivă, care ne este greu să estimăm. Probabil să sperăm că în toamna care vine, 2020, vom avea un antreprenor, iar lucrarea în funcție de contractul care va fi semnat. Încă o întrebare pentru lotul 3, aproximativ de ce sumă vorbim cu tot cu TVA? Vom vorbi în final despre toată lucrarea după ce știm exact ceea ce urmează ca și lucrări de reparare. Repet, totul este într-o monitorizare. Dacă monitorizarea va impune niște lucrări de o anvergură mare, vor crește costurile foarte mari. De ce a durat atât? Aproape 6 ani de la data contractării. Este o întrebare grea la care mi-este greu să vă răspund acum și nu am toate elementele. Oricum a fost o lucrare care a avut multe piedici, s-a monitorizat, știți prea bine, s-a dorit o continuitate, a apărut nodul Holdea, care a fost aproape, acest nod rutier, aproape un an de zile, până când s-au făcut toate demersurile pentru deschidere. Mulțumim frumos!